Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un Hyundai Santa Fe, model 2013, o mașină destul de des întâlnită la noi, la care facem acum ceva deosebit. Mai exact, hai să vedem ce putem să facem aceste mașinuțe și să vă explic și ce îi vom face. Bun, în prima fază, noi montăm sisteme de navigații la foarte multe autoturisme, variante de autoturisme, în foarte multe moduri. Aceste produse și aceste filmări sunt bazate pe utilitatea sistemului care îl montăm. Vrem să vă arătăm produsele noastre, cam aproximativ ce potențial au, câte pot face, da? Și în cazul în care sunteți hotărât că doriți așa ceva, puteți intra la mine pe site pe www.soundidentity.ro. Găsiți acolo doar un configurator, selectați prima opțiune autonavigații, selectați marca Hyundai și model Santa Fe între anii care se corespund practic mașinile de noastre. Dacă sunteți hotărât că doriți ceva de acolo, aveți număr de telefon peste tot, da? Și în videoclip, în fața clipului, înaintea clipului și în partea de jos a videoclipului, dacă vă uitați pe bara de jos, este numărul nostru de telefon, unde puteți să ne sunați, să ne contactați și să vă oferim aceste produse, atât cu montaj în toată țara, în cazul în care doriți să îl montați în localitatea noastră. Bun, și acum hai să începem cu începutul, da? Deci avem la bază un radio CD, practic simplu, fără USB, fără absolut nimica, așa, care va fi eliminat și vom integra practic acest monstru frumos. El este un Android 10 cu 6 GB de RAM, cu 128 de GB intern, cu card SIM, da? Cu 4G, cu tot ce înseamnă Waze, YouTube, Google Maps, Spotify și toate cele, după care pe acest gadget putem pune cameră față, cameră spate, putem pune cameră de VR de monitorizare trafic, da? În cazul în care vrei, putem să spunem și camere 360, putem să spunem monitor de plafon, dar dacă nu ai practic panoramic, putem să spunem monitoare de TTR pentru puiuți, putem să spunem încălzire în scaunele spate, față, așa, evacuarea electronică și pornirea din ceas inteligent din telefon. Ok? Plus mai restaurăm volan în cazul în care ai tapiseria destul de, să zic așa, uzată. Bun. Hai să trecem la eliminarea aparatului, după care să vă prezint un pic funcționalitatea lui. Cam atâta necesită de montarea bordului. Am extras partea de aerisitoare, partea de radio, partea de penar de sus, climatronicul, avem acces la mufe și de acum încolo hai să însamblăm sistemul cu toate conecticile aferente. Hai să vedem proiectul finalizat. Da, cam așa a arătat și iată ce frumos a devenit. Ok? Deci ce s-a schimbat? Practic și nuanța, pentru că dacă observăm un pic, acum este din argintiu, s-a făcut negru, inclusiv și titula Rei, pentru că este o domnișoară, îi place mult mai mult pe tenta neagră, inclusiv și mie. Bun, și acum hai să detaliem un pic sistemul, să vedem cu ce ne întâlnim în acest setup. Vreau să-l vedeți un pic și integrat din toate direcțiile, ca să puteți să vă dați seama dacă v-ar place acest gadget. Este cel mai de top, este vârful cu 6 GB de RAM, cu 128 intern. Și acum hai să intrăm în detaliile maxime. Bun, aceasta este imaginea de pornire. Dacă vreți, îl sting, îl pornesc, pornește rachetă. Deci nu stai nici măcar 2 secunde și el este gata, porni de aia și mi-am expus practic partea de logo ca să fie practic prezentă, deoarece nu pot să-l pornesc cu logo. Bun, și acum avem comenzile de volan în prima și în prima fază. Iată că dacă îi dau un pic din volan, da, merg toate, sunt învățate, sunt preluate, nu avem nicio problemă. Încă nu i-am montat camera, o să-i montăm și camera în cazul în care se dorește, dar hai să vă detaliez ce este aici. Avem partea de radio care este într-o tentă black, ceea ce este drăguț și mișto. De aici putem schimba posturile, hai să vedem dacă are RDS, că nici nu știu. Să intrăm un pic în Europa FM sau în ceva de genul. Așa, că sunt întrebări la care o să trebuiască să răspund și poate nu știu. În principiu se pare că postul nu-l afișează, da? Deci nu-ți afișează Europa FM. Asta cred că ar fi cea mai mică problemuță din punct de vedere de afișare. Bun. După care poți să ai band 1, band 2, band 3, poți să selectezi de la 1 la 3 posturi de benzi de radio. Adică sunt azi în Oradea, am 6 posturi sâmbătă în Cluj, am 6 posturi sâmbătă în București, am 6 posturi. Bun, avem sistemul de telefonie care se conectează de la 1 la 5 telefoane. Poate să-ți preia apeluri pierdute, ratate efectuate, agenda de telefon, da? Și întotdeauna când se conectează, de exemplu, primarul, să fie titulara, și după aia vine, de exemplu, soțul, da? Nu-i vede niciun agenda de telefon, nu se poate, practic, vizualiza informațiile pentru că sunt confidențiale. Bun, avem al treilea sistem, care este sistemul de navigație IGO, care este full offline, merge perfect, în variantă 3D, în variantă 2D, cum vrem noi, da? Se culcă în hartă frumos și iată ce mișto ne arată, inclusiv cu puiuri, benzinării, restaurante. Totodată de aici putem intra în meniu. Aici când vrem să dăm o rută nouă, totdeauna urmărim dacă avem ștergere traseu. Ăsta ștergem, îi dăm ștergere. Bun, și acum intrăm aici frumos ca să nu avem o rută dată. Că, de exemplu, dacă zic dumă la Sandu, da? El are comanda de dumă la Sandu și îi dau alta, o suprapun, îl zăpăcesc. Dar dacă îi dau ștergere traseu, acum iată nu mai am ștergere traseu. Îi dau de aici new rută, da? Și nu scriu acolo sus, ci scriu aici la adresă. Și, de exemplu, domnișoara este din Timișoara, am România, o las, scriu Timișoara și scriu centru sau orice altceva, strada, îi dau go, după care pot să navighez. Odată navigat, da, ies un pic afară cu acest buton de acasă, ok? Și pot să intru, de exemplu, în, iată, video player. Bun? Iată ce culori minunate avem aici și putem asculta, practic, MP4, MP3, tot ceea ce vrem noi. Bun? Hai să las un pic să derulez, iată ce culori minunate avem. Hopa, numai să-l prind eu, că eu mă uit și în telefon și mă uit și în, așa zis, în aparat, ca să nu filmez prost, să zic așa. Deci, n-are laguri, merge superb, este super ok. Bun. Ieșim și de aici, avem music player-ul, da? Care, hai să băgăm un USB, care l-am și pregătit. Odată introdus, intru aici și aici îmi găsesc toate, iată, playlist-urile sau orice altceva. Da? Dacă îi dau o dată aici, îi mai dau o dată aici, stai să căutăm all, da? Ia să-i dăm, numai acum el încarcă, practic, aici îi dau, da? Aici avem foldere. Odată pornit o melodie, pot să derulez în ea, cum vreau eu, din toate direcțiile. Dacă găsesc și cu copertă, părerea mea că le și rulează. Bun, eu de exemplu acum rulez o melodie care nu vreau să-i dau drumul, da? Și de exemplu vreau să mă duc în navigație, apăs aici pe acasă, îi dau pe navigație și navigația rulează și ascult inclusiv și muzică sau ascult radio, ce vreau eu, da? Bun, după care avem settings-ul care nu ne interesează. De aici, practic, dacă intrăm, reglăm, îi dăm hotspot, îi dăm cartelei, practic 4G-ul, îi activăm, îi dăm de la general, selectăm foarte, foarte multe limbă, tot ce trebuie și este necesar. Bun, asta eu o fac acum, pentru că de aceea și filmez aceste aparate, ca să, practic, să regăsesc dacă au probleme sau una alta. Eu le updatez, le dau gata, updatate. Bun, acum, hai să vedem ce este asta. Asta nu știu ce ar fi, practic ar fi pentru o cameră de VR ca să poți să vezi în ea. Are două posibilități de cameră de VR. Aici avem auxin. De exemplu, dacă ești o dubă, ești un taxi sau orice altceva, poți să spui o cameră de filmat pe interior, să vezi pasagerii, să vezi un alta. Poți să spui PlayStation, Xbox, poți să spui cameră care să staționeze cu imaginea permanentă, da? Avem camere frontale care văd până în capătul străzii, deci inclusiv 180 de grade, nu vede atât, ci vede atât, 180 de grade, văd până inclusiv mașina care trece acolo în dreapta, dacă vă uitați, și ea curba. Tot ar vedea. Bun. După care Bluetooth-ul l-am arătat, calculatorul l-am arătat. Ei, hai să vedem CarPlay-ul. Odată conectat cu sistemul de Bluetooth, el deja îmi și cere, iată, use CarPlay. Și dăm setarea de using, după care așteptăm să ne și intre în sistem. Prima conectare durează, după care va fi mult mai lejer. Iată că și merge. Foarte important, ca să puteți să vă conectați practic la Siri sau la orice altceva, pardon, la CarPlay, la acest sistem, neapărat trebuie să aveți practic Siri activ. Dacă nu ai Siri activ, atunci nu o să-ți intre CarPlay-ul absolut deloc, niciodată. Ei bine, iată acum pe Hyundai Santa Fe 2013 ai această opțiune de CarPlay și ai toate posibilitățile zilei de astăzi. Cei care realizează aceste noi Androide au posibilitatea de a vă oferi, practic, și pentru cei utilizatorii cu iOS, aceste funcții super rapide active. Ok? Bun, hai să-i dăm și drumul, să vedem de la A la Z un pic despre ce ar fi vorba. În prima fază avem sistemul de telefonie, care dacă intri la recente, poți să vezi toate numerele apelate. Intri la contacte, poți să-ți cauți orice număr. Intri la keypad, formezi 0722378512, mă suni rapid și îți trimit un asemenea aparat sau vii și îți montă. Bun? După care ieșim de aici afară. Avem Music-ul de la Apple, avem Maps-ul de la Apple, ok, care nu îl utilizăm. Mesaje, no playing back. Mergem în meniul inițial, dar ce e mai interesant, hai să vedem. De la Google Maps, varianta aceasta de Google Maps direct din iPhone, ok? Îi dau search, îi dau comandă vocală, Sound Identity. Așteptăm și rezultatul. Acum și vine, iată că mi-arată Audio Tuning Center. Super. Și totodată mi-arată exact unde trebuie să ajungi. În cazul în care i-ai băgat o adresă și vrei să mergi undeva, iată aici îți dă posibilitatea rapidă de a-i dai Spotify-ul. Și Spotify-ul lucrează într-un mod excepțional, pentru că îți arată tot ce înseamnă copertă, toate variantele superioare. Ok? Super mișto. Bun. Ieșim afară, avem radio online. De exemplu, dacă vrem să ascultăm orice radio din Africa, America, de oriunde vrei tu, iată, numai cauți radio și îți bagi radio online, asculti deep house, minimal, tot ce vrei de la Z, da? Spotify-ul, repet, merge într-un mod deosebit. Ai toate playlisturile, ai tot ceea ce trebuie să știi, da? Recent, play, tot. Bun. Ieșim de aici. Mai avem Tuning Radio și el este un sistem de radio foarte bun online, ok? Plus mai avem Waze-ul. Iată și Waze-ul activ aici, frumos, tot cu comandă vocală, tot cu afișare de tot ceea ce înseamnă partea aceasta de poliție, camere fixe, radar, tot ce trebuie. Și apropo, dacă ieșim de aici, bine vă arată imediat, avem WhatsApp-ul și YouTube Music-ul, dar la YouTube trebuie să fii neapărat conectat cu YouTube Premium. Așa, mergem în prima și în prima pagină și aici avem, de exemplu, varianta de CarPlay cu split screen. Asta înseamnă că, de exemplu, poți să utilizezi aici Waze-ul și poți să utilizezi aici Spotify-ul, care tot așa poți să le comanzi, poți să le faci rulabile. Ok? Ok, hai să ieșim și de aici și acum să intrăm înapoi în sistemul inițial. Iată ce ușor, da? Și dacă mă duc înapoi pe el, unde ești, CarPlay, mă duc, instant intră, deci nu stă să se gândească. Conectat CarPlay-ul, în cazul în care ești pe Wi-Fi, neapărat trebuie să reactivezi Wi-Fi-ul. De ce? Pentru că dacă bagi cartela 4G, automat intră în rețea 4G. Dacă nu, îl cobori, ții lung un pic pe Wi-Fi, da? Îi dai Use Wi-Fi. Acum caută variantele care au fost conectate, Sandu Hifi, Sound Identity, gata, connected, instant, la revedere, nu mai e treabă. Bun, hai să vedem în continuare. Avem Google Chrome. Aici, dacă intrăm pe www.soundidentity.ro, foarte simplu, găsiți site-ul meu. Da? Și aici avem 5067 de produse. 5067 de produse. Aici, din configurator, totdeauna selectăm prima opțiune. Autonavigații, după aia marca, neapărat, da? Hyundai. Și după aia neapărat modelul, da? Cum este el, Santa Fe. Iată, avem două variante, 2006-2012 sau 2012-2019. Da? Bun. Așa, aceasta. Bun. Și iată, aici avem diverse variante. Ea este aceasta, varianta de octa-core, 6 GB de RAM, 128 intern. Da? Este ceva deosebit, este foarte bun și Lenovo. Singura chestie că este mai puternic în procesare partea aceasta. Plus că Lenovo știe camere 360 în cazul în care vrei Lenovo, da? Avem și o variantă Tesla, care ia să vă arăt un pic 2-3 poze cu ele, pentru că recent l-am montat pe un autoturism. Vă arăt așa pe telefon pentru că se pare că încă n-am reușit să pun poza, da? Iată, cam aceasta este poza când vrei să schimbi și să iasă puțin peste nivelul bordului, se și vede clar cât de înalt ar fi, da? Deci ar fi undeva până cam pe aici. Varianta aceasta Tesla mai ieșită în afară. Iată una și din lateral în cazul în care vrei să-l vezi așa puțin mai amănunțit. Bun. Deci ieșim de aici și ați văzut practic care este motorul de căutare. În continuare, hai să vedem. Avem controlul, ceea ce v-am zis că funcționează fără nicio problemă, da? Egalizatorul grafic, eram curios și eu de el. Ia să-i dăm un pic de înalte. După aia bas și selectează fiecare cum vrea. Aici putem să selectăm, personalizăm fiecare variantă de difuzor în cap. Așa, plus iată bass filter, high pass filter. E destul de deștept, foarte deștept. Așa, ieșim de aici. După care, File Manager, de aici putem vedea ceea ce avem în, să controlăm ceea ce avem în USB sau în hardul intern. Putem să punem muzică, putem să punem poze, putem să vedem ce vrem noi. Front Video, ca să punem camera și să o dirijăm și pe aia, varianta DVR, da? Galerie Foto, de aici putem să vedem ceea ce avem practic pe stick în toate variantele de poze, da? Așa. Așa. Google nu ne interesează, Google l-am văzut. Google Maps-ul în varianta de Android. Ok, hai să-l vedem cum arată și el. Să-i dăm drumul. Ia să-i dăm și aici o comandă vocală. Sound Identity! Să vedem și rezultatul final, care este aici. Iată că putem să-i dăm și varianta de Street View, da? Unde putem vedea foarte mișto în hartă, da? Totodată, dacă îi dăm aici, putem avea varianta vizuală și varianta de hartă. Bun. Oricum o să-l las deschis pentru că o să vreau neapărat să vă prezint și varianta de split screen când fac jumătate Waze, jumătate Google Maps sau orice altă variantă. Music player-ul l-am văzut, IGO l-am văzut, Play Store-ul de aici, ții toate aplicațiile, intri odată la 3-4 săptămâni aici, îi dai Manage Apps, ok? Iată, update available, îi dăm la toate update, neapărat avem și un Google acolo, așa, unde le lăsăm pe toate, asta neapărat odată la 3-4 săptămâni trebuie să ți le updatezi instant. Bun. Radio am văzut, settings am văzut, Spotify, în cazul în care ai cont de Spotify, pot foarte simplu ca să conectezi și poți să ai practic Spotify activ, da? Bun. După aia ai și TikTok aici, ce e mișto, iată, TikTok. Dacă cauți pe TikTok Sandu Hifi, poți să mă găsești și poți să vezi multe nebuneli de ale mele, unde îmi expun eu toate proiectele mele. Bun, inclusiv pe YouTube. Touch Assistant nu ne trebuie, video player am văzut, da? Waze-ul, hai să vedem și Waze-ul, că și el este activ aici pentru noi. Îl lăsăm să se updateze. Așa, îi confirmăm și acum o să-i dăm o droaie de confirmări. Așa, îi dăm accept. Și merge cu comandă vocală, merge cu tot ce trebuie. Să-i dau acolo. N-am observat, sync up later. Iată, instant frumos a apărut toate opțiunile. Totodată de aici îi dau tot ce înseamnă trafic intens, poliție, bla bla bla. Bun, ieșim și de aici. Ce ar mai fi? YouTube Music, care mai este disponibil. Adică cred că el se și încarcă automat. Așa, iată, putem să-l accesăm cum vrem noi, da? După care mai avem și varianta asta de YouTube normal, care este el. Bun. Odată intrat în YouTube, aici pot să văd documentare, filme, tot ce este practic normal, ceea ce îmi place mie să vizualizez. Bun. Sau dacă nu, îi dau comandă și scriu S-O-U-N-D-I-D-E. Îi dau Sound Identity, acest text. Dacă îi dau o dată căutare acestui text, mulțumesc tuturor 17.000 de utilizatori care sunteți aproape de mine, inclusiv titularului, și aici intri frumos în canalul meu. Odată intrat aici, poți să dai așa la videos, dacă îi dai, vezi totdeauna ultimele videoclipuri expuse de mine. Asta înseamnă că, de exemplu, azi dimineața am pus un Haion, un portbagaj electric, ieri am pus, mâine va fi un V-Class, o premieră unde montez practic. După care, iată Subaru mutat în navigație, iată un transporter cub, da, pe care am pus o cameră panoramică care vedem foarte multe variante, iată Touareg-ul nou 2022 CR7-le sau Q5-ul 80A, cel mai nou model de Q5 2021-22, unde am pus tot așa interfețe cu cameră față-spate direct în sistemul original, pe dace, navigații, poți să pun evacuări electronice, pot să vă arăt aici camere 360 de grade, pot să vă pun variantele de ambientale, plus multe altele. Totul este să intrați în playlisturi, apeși aici neapărat pe playlisturi create și atunci se aliniază folderele. Citești 01020304 până la 14 sunt diverse servicii, de la 14 încolo este 15. Alfa, Audi, BMW, Chevrolet, A, B, C, D și atunci mergi până la care variantă vrei ca să vezi. De exemplu, vei Hyundai, mergem aici la 25, folderul 25 și iată cum începe 25 linuță Hyundai, da? Și acolo vezi multe Hyundai-uri. Bun, acum hai să vă fac 2-3 variante de split screen ca să vedeți aproximativ cam cum lucrează acestea. Ok, hai să vedem unde am eu deschisă o variantă. Închidem TikTok-ul, închidem Spotify-ul, Magazine Play, IGO. Ia să vedem dacă eu acum vreau să cobor IGO, că nici nu știu cum pot să-l fac. Așa, jumătate IGO și ia să vedem cu jumătate Waze, da? Iată ce mișto, am două aplicații instantaneu. Bun, după care hai să vedem. Pof, îl fac mare pe el, vin aici, îl pun pe el aici și îl pun pe Google Maps aici, ok? Iată că aici iar avem tot așa două variante de navigație. Hai să-i dau o comandă, hai să-i dau și lui o variantă cu poză, da? Sau, adică varianta video și aici am triple split screen. Deci odată îi dau aici, odată îi dau aici, odată îi dau aici, da? Fiecare pe harta lui. Harta vizuală în variantă de realitate sau harta în variantă de cartografiere. Bineînțeles că dacă tot vreau să-i pun și un YouTube, o să-i pun și YouTube-ul frumos aici. Ieșim de aici și atunci eu pot să am varianta aceasta. Ok? Îl fac mare, iată îl fac pe el acum aici, în stânga și de exemplu vreau o pagină nouă. Ies de aici, intru frumos în partea mea de Chrome și am să vă deschid practic magazinul meu existent. Bun. Cam atât am vrut să vă zic despre acest proiect. De mare ați văzut tot ceea ce trebuia. Ați văzut că merg comenzile de volan, merg toate funcțiile instant, nu se bâlbâie și de acum încolo o să vă zic de la A la Z cum mă puteți găsi. În prima fază am orar de luni până sâmbătă, între orele 9 și 19 mă puteți suna pentru orice detalii, pentru orice comenzi. Vă rog de suflet, fără duminică, exclus, pentru că pe duminică mă supăr. Da? Deci duminică nu sunați pentru nicio informație. Aveți număr de telefon pe site, aici expus, mare. Avem WhatsApp, dacă vreți tot aici pe site poți să apeși pe WhatsApp și poți să ne scrii și încercăm în 24 de ore să-ți răspundem. Bun, după care mă găsești pe TikTok, foarte mult Sandu Hifi, după câte v-am zis, acolo intri și o să vezi acest proiect deja postat astăzi, după care pe YouTube apare puțin mai târziu. Totodată pe Facebook, Sound Identity, Hifi Oradea, Thor Oradea din rotorizat, cât și Călzire în Scaune Oradea. Totodată pe Insta, Sandu Hifi, soundidentity.ro, cât și Thor Oradea din rotorizat. Pe TikTok v-am zis Sandu Hifi, pe YouTube, cum v-am zis aici, Sandu Hifi Shop, Sound Identity, unde poți să vezi practic tot ceea ce v-am prezentat acum și multe alte mașini. Ok? Eu a fost Sandu, mersi că ai vizionat acest clip. Rămâi aproape, bye bye, la revedere!